Bine v-am regăsit, dragi doamnelor și domnilor, vă reamintesc că suntem la Târgul de Carieră Sibiu, la Sala Sporturilor Transilvania și suntem aici până la ora 18 astăzi și mâine între orele 10 și 18. Bun, în schimb, interviuri foarte interesante cu oameni interesanți de la firme interesante avem doar astăzi, deci mâine nu vor fi, dar de-aia vă încurajez să rămâneți aici cu noi și să continuați să vă uitați sau să veniți la Târgul de Carieră, bineînțeles, dar o să vă convingem la finalul interviului, oricum să veniți la târg. Bun, continuăm seria super interesantă de interviuri cu Boariu Remus de la Marquad, atenție, care este Department Leader Software Development de 12 ani și 7 luni. Bine ai venit, Remus! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că ești aici și mă bucur foarte mult că avem ocazia să povestim și dacă ești de acord o să intru în întrebări. Sigur că da! Perfect! Am să încep cu o întrebare care pare simplă, dar care, de fapt, e poate cea mai grea întrebare. Cine este Boariu Remus? Dacă ar fi să mă descriu foarte pe scurt, aș zice tată, soț, pasionat de tehnologie. Perfect. Uite, asta mi se pare un sumar foarte bun. Felicitări, apropo. Bun. Cum ai ajuns să lucrezi la compania Marquad? La Marquad lucrez de 12 ani și jumătate. Am aplicat pentru o poziție de software engineer, software project lead, dorind să mă revin acasă. Eu am studiat în Timișoara, am și lucrat acolo, primul meu job, și m-am hotărât să revin în Sibiu. Am înțeles. Și ai găsit, se pare că match made in heaven, pentru că ești da. Și... tu ești din Sibiu? Eu sunt născut în Sibiu. Ești născut în Sibiu. Atunci cumva ai și venit la... ai venit acasă, exact. Între ghilimele, și ți-ai și găsit un job care... Mă gândesc că din moment ce ești de 12 ani, aproape 13, te face fericit. Îmbină pasiunile mele. Automotive cu partea de software, el, cum spune, match made in heaven. Exact, perfect. Rolul tău e un pic mai complicat și am să te rog să-mi spui în ce constă și sună în felul următor. Department Leader, Software Development, Cyber Security și Functional Safety. Exact, da. Dezvoltă un pic. Ce înseamnă mai exact? Ca department leader sunt responsabil pentru coordonarea, definirea strategiilor și gestionarea bugetelor și a resurselor departamentului. Acum, partea de software development a fost de la început, partea de cyber security și functional safety a venit ulterior. Am înțeles. Și mai ai ocazia să scrii cod, efectiv? Poate doar în timpul liber, să zic. Strict. Răspunsul este nu. Acasă scriu, dar din păcate la serviciu sau din fericire, nu știu cum să o iau. Sunt alte subiecte, alte task-uri pe care trebuie să de care trebuie să te ocupi. Da. Am înțeles. Bun. Am observat, apropo de cei 12, aproape 13 ani, am observat că ai avut un parcurs interesant de când faci parte din familia Marquad. Poți să ne povestești mai multe oare despre evoluția ta în companie? Sigur că da. Deci, cum spuneam, m-am alăturat echipei și firmei în 2010, pe la sfârșitul lui 2010. La început am fost software project lead, software engineer pe 4 sau 5 proiecte de Daimler, HMI. Daimler? Daimler, Mercedes. Mercedes, da, grupul mare, da. HMI, adică partea de interior a mașinii. Ulterior, prin... sfârșitul lui 2012 sau începutul lui 2012, dacă nu mă înșel, a fost promovat team leaderul echipei de HMI, Software Development. La sfârșitul lui 2013 am preluat responsabilitatea întregului departament de Software Development. Eram în jur de 30 de oameni. Cât sunteți acum? Acum am depășit 100. Wow! Deci cu tot cu Functional Safety și Cyber Security, cred că suntem în jur de 105, dacă nu mă înșel. Wow, ok. Deci, de la două cifre la trei, e o diferență destul de mare. Da. Bun, super. Care sunt joburile pe care le oferiți la această ediție de Târgu de Carieră? Joburi avem foarte multe în cadrul firmei Marquad. Categoric, cele din departamentul de research, din departament din centrul de research and development sunt pe partea de software development, cyber security, functional safety. Căutăm team leader, căutăm project leader, căutăm experți software, experți pe cyber security, experți pe functional safety. La fel căutăm și sperăm să găsim colegi pe partea de mechanical engineering, pe partea de
hardware, electronics și PCB layout, functional software testing, product validation și parte de innovation. Deci o plajă cu adevărat largă, de fapt, de joburi, da, disponibile. Și mai avem și alte joburi disponibile care nu fac parte din centrul R&D, cum ar fi parte de logistică, parte de producție, parte de, sau colegi pentru centrul de servicii Marquardt, serviciile însemnând IT, parte financiară, parte de resurse umane. Am înțeles. Deci nu doar joburi în IT, practic. Nu doar. Da, software development R&D nu e egal IT, Da. Dar ca să fie un pic mai simplu, știi, pentru oamenii care ne privesc. Da. Deci nu e doar strict legat de software development IT sau, nu știu, inginerie neapărat. Există și alte joburi. Am înțeles, perfect. Mai multe detalii, cu siguranță dacă vor veni și ne vor vizita standul, vor putea vedea și vor primi broșuri cu toate joburile disponibile. L-ați auzit, dragi domnilor și domnilor. Deci haideți la târgul de cariere, mergeți la standul Marquardt și vedeți acolo exact despre ce este vorba. Și dacă îmi permiți atunci, Remus, am să spun, la Marquardt poate e greu să nu-ți găsești ceva potrivit pentru tine, în cazul ăsta. Categoric, da. Bun, excelent. Veți oare și posibilitatea de muncă hibridă? Oferim, cu siguranță, mai ales pentru departamentul de software development, cyber security, functional safety. Eu consider foarte important această libertate și acest beneficiu pentru angajat să poată lucra de oriunde și oricând, în principiu. Până la urmă, tu știi cel mai bine unde dai cel mai mare randament, nu? Corect. Deci, da. Dacă simți nevoia să mergi la birou, se poate, nu? Categoric. Deci exact. E alegerea angajatului și ne interesează strict. Lucrăm project-based, task-based, dar asta, bineînțeles, se aplică în cadrul departamentului de software development. Dacă discutăm de logistică, producție, atunci se schimbă puțin. Datele probleme. Da. Corect. De acord. Bun. Sezonul trecut, la târgul de cariere, ați avut un stand foarte impresionant la Marquardt. Ați avut un prototip de mașină. Poți să ne spui, bine, având asta în vedere, poți să ne spui mai multe despre proiectele voastre și câteva cuvinte despre această mașină? Sigur că da. Deci noi, în cadrul firmei Marquardt, dezvoltăm 4 tipuri mari de proiecte, aș spune, de produse. Okay. Produse HMI sau Human Machine Interface, tot ce înseamnă interiorul mașinii. Schimbătoare de viteze, comenzi pe volan, asta am vrut să zic, controlul, da, oglinzilor electrice, deci tot ce ține de interior. Parte de Entry and Access Systems, EAS, adică tot ce ține de autorizarea și accesul în mașină, chei, module de antene, poate keyless, sisteme, da, de gen. ECU-ul, deci e tot sistemul de EAS, cum îl numim noi. Door handle-uri capacitive cu NFC readere. Wow, îmi place foarte mult că dai și exemple. Să știi, ești printre puținii care chiar dau exemple concrete. Hei, uite, asta exact facem noi, știi? Și e super interesant că ți-e mult mai ușor să înțelegi. Dacă spui doar HMI, știi? Sincer, nici eu n-am știut ce înseamnă HMI până în acest moment. Dar când mi-ai zis Human Machine Interface, m-am gândit, comenzi pe volan. Primul lucru care mi-a venit în cap a fost comenzile pe volan. Alea, cel puțin, pe alea le atingi cel mai mult, da, în mașină. Mă rog, sau eu personal. Dar îmi place foarte mult că dai exemple. Excelent. Bun. Continuă, scuze-mă că te întreb. Bun, ce vreau să mai spun, deci erau HMI, EAS, avem și parte de mechatronic devices, adică tot ce ține de non-automotive, senzori pentru mașini de spălat premium, senzori pentru, nu știu, diverse device-uri, scuze, nu vine acum limba română, lawn mower. Mașină de tuns iarbă. Da. Da. Și mai sunt și alte, mașini off-road, cum ar fi ATV-uri sau tot felul de proiecte non-automotive. Super, extrem de interesant, să știi, super, super tare. Remus, ce înseamnă pentru tine sloganul Create Tomorrow? Pentru mine și cred că pentru mine și colegii din departamentul pe care îl conduc, este posibilitatea sau ne oferă posibilitatea să definim și să implementăm tehnologiile viitorului. Cam cred că asta este cea mai bună definiție pentru acest slogan. Excelent, excelent. Cum colaborați voi cu celelalte departamente? Ai menționat logistică, ai menționat producție, etc. Cum colaborați voi cu celelalte departamente? În mod direct, ca software developer, colaborăm foarte mult cu ceilalți colegi din centrul R&D.
Și este foarte importantă această colaborare, fiindcă orice produs ce ajunge într-o mașină sau un utilaj industrial, cum spuneam, necesită software, mecanică, electronică. Și face foarte importantă colaborarea directă și cât se poate de eficientă cu colegii din R&D și cu, indiferent de locație. Discutăm aici colaborare cu Germania, SUA, nu știu, India, China, deci oferă o plajă largă de posibilități să colaborăm. Bun, excelent. Care ai zice tu că sunt valorile și obiectivele companiei din care faci parte? Valorile și obiectivele Marquardt? Valorile noastre sunt categoric trei foarte importante: creativitatea, entuziasmul și motivația noastră de a atinge obiective. Cam asta ar fi. Excelent, excelent. Remus, oare poți să ne spui în câteva cuvinte cum vă pregătiți noi angajați? Da, toți colegii noi au posibilitatea și au acces la traininguri inițiale, au acces la traininguri specifice, ales că discutăm de software development, cyber security, și au posibilitatea și pe parcurs, și este vorba de un training continuu, să zic așa. Din cauza faptului că lucrăm foarte mult cu tehnologii noi și uneori chiar de cele mai multe ori chiar le definim și le și implementăm, oferim posibilitatea colegilor să participe la expoziții, să participe la workshop-uri sau la training-uri foarte specifice pe subiectele respective. Deci așa vă pregătiți angajații, să fie pregătiți practic pentru task-urile de zi cu zi din Marquardt. Da, este obligatoriu, altfel nu știu cum a reușit să-și doar nu se învață la facultate. Exact, se învață și la facultate, dar este o bază. Mai degrabă o bază decât... Da. Ar fi și culmea să se învețe la facultate concret pentru fiecare firmă în parte, exact imposibil. Ce are nevoie. Și nu se poate. Nici nu este rolul facultății din punctul meu de vedere. Da, corect, de acord. Trebuie să fie pregătiți oamenii pe cât mai multe direcții. Deci să poată să vină și la noi pe automotive și la alții pe high level programming sau, nu știu, orice altă industrie. Da, de acord complet. Bun, și o ultimă întrebare am pentru tine, Remus. Da. Ce mesaj transmiți tu urmăritorilor târgu de cariere pentru a veni aici la Sala Sporturilor și pentru a alege standul vostru, ca să zic așa? Vă așteptăm, promitem că nu vă vom dezamăgi. Cu siguranță veți avea ocazia să cunoașteți parte din colegii noștri și din produsele pe care le dezvoltăm. Excelent. Bun. Remus, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc. Am aflat mai multe despre Marquardt și cel puțin pe mine, și sunt convins că și pe oamenii de acasă, ne-a ajutat să înțelegem mai bine concret ce anume face Marquardt, și ăsta poate fi un motor foarte bun pentru motivație, ca să zic așa, pentru posibil viitori angajați. Mulțumim pentru ocazia să prezentăm produsele și compania. Mulțumim și noi foarte mult. Bun, dragi doamnelor și domnilor, vom lua o foarte scurtă pauză și revenim în foarte scurt timp. Nu plecați nicăieri!